Medicii și asistenții de pe ambulanță au lucrat la foc continuu în perioada Crăciunului. În cele trei zile de sărbătoare, peste 240 de persoane au apelat la serviciile medicilor cauzând dureri abdominale și probleme cardiace. În perioada sărbătorilor de Crăciun, Serviciul Județean de Ambulanță a intervenit la un număr de 243 de solicitări care au fost mai multe decât în zilele normale lucrătoare. Au predominat pacienții cu probleme cardiace, cei mai mulți, apoi cei cu dureri abdominale, unii au fost asistați la domiciliu, ceilalți puțin mai grave aduși la UPU, pacienți cu probleme psihice pe care i-am transportat la spitalul Vadulat, copii cu febră, patru accidente rutiere în aceste trei zile, dar fără urmări grave. Intoxicații medicamentoase, decât una singură a fost trimisă la spitalul Floreasca. Deși de fiecare dată în pragul sărbătorilor, medicile recomandă pacienților să consume moderat alimente, nici în acest an nu s-a întâmplat așa. Numărul solicitărilor din perioada Crăciunului este mai mare față de o zi normală și de cel de anul trecut.